Am de mult pe inimă să vorbesc despre lucrul ăsta, despre anumite preocupări, nelămuriri pe care le au foarte mulți creștini adevărați, care nu mai au aceleași simțăminte, nu mai simt prezența lui Dumnezeu ca la început, nu mai plâng ca la început și își pun tot felul de întrebări. De ce? Nu mai simt lucrurile pe care le-am simțit la început. De ce nu mai simt prezența lui Dumnezeu ca la început? De ce nu mai plâng ca la început, atunci când mă rog? Dar nu aș vrea să fiu înțeles greșit. De trebuie să precizez încă de la început. Dacă ești un creștin formal, dacă faci lucrurile doar pentru că trebuie să le faci, dacă citești Biblia pentru că așa trebuie, mergi la biserică pentru că așa trebuie, dacă faci lucrurile de ochii lumii, mesajul ăsta nu e pentru tine. Vreau să fie foarte clar asta. Dacă faci lucrurile într-un mod formal, pocăiește-te. Pocăiește-te. Ia în serios Scriptura, ia în serios pe Dumnezeu. Mesajul ăsta nu e menit să fie o încurajare pentru tine, care ești formal. Tu trebuie să te pocăiești. Dacă știi în inima ta că ești doar un actor, tu trebuie să te pocăiești. Mesajul ăsta e menit să fie o încurajare pentru creștini adevărați care au anumite frământări, creștini cu care am mai vorbit pe parcursul timpului și mi-au spus despre frământările lor. Mi-au spus că își pun întrebările astea. De ce nu mai simt ca la început? Doare nu cumva mi-am pierdut dragostea din tâi și chiar mulți poate chiar asta zic. Mi-am pierdut dragostea din tâi. Și vreau în primul rând să lămurim ce este această dragoste din tâi. La ce se referă Domnul Isus? Că expresia asta e folosită deseori în mod eronat. În cartea Apocalipsa, în capitolul 2, Domnul Isus îi scrie unei biserici, unei adunări din Efes. Vorbește cu întreaga adunare. Și îi spune, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt cei ei găsit mincinoși. Foarte bine, aplauze că ai făcut asta. Și la versetul 4 le spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ce am împotriva ta, adunare din Efes, este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Adunare, ca întreg. Da? Vorbește unei Te Desigur, are și aplicații individuale. Putem aplica și individual, dar trebuie să înțelegem întâi textul în contextul lui. Da? Cu cine vorbește Domnul Iisus aici? Vorbește cu adunare. Dar ce cea împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi și apoi continuă. Și ne explică chiar el că mulți avem idei ce înseamnă această dragoste din tâi. Ce poate să însemne? Că am pierdut sentimentele alea de la început? Că nu mai plâng ca la început? Că nu mai simt prezența lui Dumnezeu ca la început? Nu, nu, nu asta înseamnă. Continuă, versetul 5. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, deci ai fost undeva și ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Observați dragostea din tâi, faptele tale din tâi. Da? Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Biserică. Te voi desfința ca adunare. Nu te voi mai recunoaște ca adunarea mea. Asta e ideea. Deci vorbește unei adunări. Și desigur, putem aplica acum și individual lucrurile astea. Ce înseamnă să-ți dragostea din tâi? Dar trebuie să interpretăm această dragoste din tâi în context. Trebuie să interpretăm expresia asta așa cum a vrut Domnul Isus să o interpretăm. Dragostea din tâi are legătură cu faptele tale din tâi. Deci adunarea asta nu mai făcea faptele de la început. Făcea toate lucrurile cum trebuie. A avut răbdare, a suferit din pricina numelui Domnului Isus, nu obosise încă, avea doctrina corectă, îi cerceta pe învățătorii mincinoși care veneau și spuneau că sunt învățători trimiși de el, și Domnul Iisus îi laudă pentru asta. Dar nu mai aveau faptele din tâi. Adică nu mai făceau acele fapte ale dragostei. Totul devenise ceva formal. Nu mai era o credință trăită în fapte. Nu se mai vedea credința și dragostea lor în faptele lor. Nu mai făceau fapte bune, nu ne îndeamnă mereu Apostolul Pavel în epistole să fiți cei din tâi în fapte bune, să nu uitați să ajutorați pe săraci și așa mai departe. Asta nu mai avea această adunare, asta nu mai făcea. De aia le spune Domnul Iisus, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Nu mai faci faptele din tâi. Dragostea ta nu se mai manifestă în fapte. Ți-ai pierdut dragostea, nu mai faci nici faptele din tâi. Nu mai faci fapte bune. Faci toate lucrurile cum trebuie, ai învățătura corectă, ai răbdat pentru numele meu, ai credința adevărată, dar nu mai faci faptele din tâi. Tu nu mai ești o mărturie. Tu nu mai ești o lumină. Tu nu mai îți îndeplinești rolul de sfeșnic. Nu mai luminezi. Asta e ideea. De ce? Pentru că nu mai faci fapte bune. Deci asta înseamnă să îți pierzi dragostea din tâi. Să nu mai faci faptele izvorate din dragoste și dintr-o credință autentică pe care le făceai la început. Creștinismul tău să fie doar așa, ceva formal. Să spui că îl iubești pe fratele tău, că iubești oamenii, dar să nu se vadă în faptele tale. Asta e ideea. Asta era dragostea din tâi, pe care și-o preduseră cei din adunarea din Efes. Și de ce insist pe asta? Că vreau să se înțeleagă clar că dragostea din tâi nu se referă la niște sentimente pe care le-ai avut tu la început, la faptul că simțeai tu prezența lui Dumnezeu mai mult la început, la faptul că plângeai tu mai mult la început, nu la asta se referă, dragostea din tâi. Se referă la fapte. La o dragoste care se manifestă în fapte. Când se stinge dragostea, dispar și faptele bune. Asta e ideea. Așa trebuie să aplici această expresie, mi-am pierdut dragostea din tâi, și în viața ta personală. Te uiți la fapte. Mai fac faptele din tâi? Mai am acele fapte izvorute din dragoste? Așa trebuie să aplici. Nu să te gândești la ce am simțit eu. Cât de mult simți eu prezența lui Dumnezeu. Și acum că am clarificat confuzia asta și dacă te afli în starea asta, trebuie să te pocăiești. Asta spune Domnul Isus aici, adunării, da? Pocăiește-te. Dacă trăiești un fel de formalism din ăsta religios și dragostea ta nu se vede în faptele tale, pocăiește-te. Pocăiește-te. Dacă în trecut făceai fapte bune și acum nu le mai faci, pocăiește-te, întoarce-te la dragostea din tâi. Fă faptele din tâi. Asta e ideea, așa o aplici și la tine, da? Nu te gândești la ce am simțit eu, cât de mult simt eu prezența lui Dumnezeu, cât de mult plâng eu. Da. Nu asta e ideea. Dar foarte mulți, atunci când se gândesc la dragostea din tâi, la asta se gândesc. Nu mai simt prezența lui Dumnezeu ca la început. Nu mai plâng în rugăciune cum plângeam la început. Ei și cu astfel de oameni vreau să vorbesc acum, lor vreau să mă adresez. Și să le dau o încurajare nu v-ați pierdut dragostea din tâi. Dacă cu adevărat îl iubiți pe Domnul Isus, dacă trăiți în dragoste, faceți fapte bune, dragostea voastră se manifestă în fapte. Dar nu mai simțiți prezența lui Dumnezeu ca la început. Cu toate că ați crescut în cunoașterea lui Dumnezeu, ați crescut în cunoașterea Scripturii, în cunoașterea voii lui Dumnezeu, ați crescut în dragoste pentru Dumnezeu și pentru frați și pentru oameni, ați crescut în sfințenie, Vă sfințiți viețile pe zi ce trece, tot mai mult. Dar nu mai simțiți prezența lui Dumnezeu ca la început. Nu înseamnă că v-ați pierdut dragostea din tâi. Înseamnă că v-ați maturizat. V-ați maturizat. Ați crescut copilașilor. Asta s-a întâmplat cu voi. Ați crescut. Trebuie să vedeți viața de credință ca creșterea unui copil. În momentul în care ești născut din nou, ești ca un bebeluș. De aia simți prezența lui Dumnezeu atât de puternic. De aia plângi mereu. Ești un copil, ești un bebeluș nou născut. Din punct de vedere spiritual. Ai nevoie să fii luat de mână. Ca un copilaș. Ai nevoie să simți prezența părinților mereu lângă tine. Dar după aia, cu timpul, te maturizezi. Și înveți să umbli prin credință. Nu poți să fii toată viața un copil, cu toate că ne-am dorit cu toții asta. Și eu aș dori să am aceleași sentimente ca la început și să simt prezența lui Dumnezeu ca la început mereu, în fiecare zi. Și eu mi-aș dori asta, să fiu copilaș mereu. Dar trebuie să ne maturizăm, trebuie să creștem. Face parte din proces. Ne maturizăm. Nu să stăm toată viața să plângem. Tot timpul când ne rugăm să plângem. Sau să stăm frustrați toată viața că de ce nu simt prezența Tatălui acum. Te-ai maturizat. Ai crescut în credință. Ai învățat să umbli singur. Nu mai ai nevoie să fii purtat pe brați. Nu mai ai nevoie să fii luat de mânuță. Ai crescut copile. Ai crescut. Nu ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ai crescut. Și asta nu înseamnă că nu o să mai plângi. Pentru păcatele tale. Asta nu înseamnă că nu o să mai simți prezența lui Dumnezeu. Și oamenii maturi se întâlnesc cu tatăl lor. Cu părinții lor. Și oamenii maturi plâng. Dar nu ca atunci când sunt bebeluși. Și simt nevoia să fie purtați mereu pe brațe. Și plâng din orice. ai crescut, te-ai maturizat. Face parte din procesul tău de maturizare. Și tu acum plângi, au, leu, ce mi-aș dori să fiu iarăși un copil. Asta faci. Tu nu ți-ai pierdut dragostea din tâi. Tu plângi pentru că îți dorești să fii iarăși copil. Cum ne dorim și noi acum? Și eu îmi doresc să fi fost iarăși copil. Nu mai pot. M-am maturizat, am crescut. Mă doare spatele, mă dor toate. Aș vrea și eu să fiu copil înapoi, dar nu mai mergi, nu mai pot. Același lucru e și din punct de vedere spiritual. Nu ne mai putem întoarce înapoi. Nu mai putem avea aceleași sentimente, aceleași simțăminte pe care le-am avut la început, când am fost născuți din nou. Am fost niște bebeluși. Când nu știam cât fac cu 1 plus 1. Acum am învățat, ne-am maturizat. Am învățat să pășim prin credință. Nu avem nevoie să simțim mereu prezența lui Dumnezeu. La început, când ești copil, atunci simți nevoia să simți prezența. Părintele e lângă tine, acolo. Și atunci e cel mai prezent, normal. Simți cel mai mult prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu e mereu prezent, dar atunci simți cel mai mult prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă îți dorește asta, ideea nu e să rămâi tot la stadiul ăla de copil. Chiar dacă mulți rămân acolo. Nu, ideea e să crești, să te maturizezi. Să nu umbli pe genunchi toată viața. Să te ridici pe picioare, să înveți, să pășești. Să cunoști voia lui Dumnezeu. Să crești în cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru asta se ruga apostolul Pavel. Ca ifesenii să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Sau filipenii. Ca dragostea lor să crească în cunoaștere și pricepere. Ca să cunoască voia lui Dumnezeu, voia plăcută a lui Dumnezeu. Să știe cum să umble. Nu să aibă o dragoste, de asta oarbă. Nu, te maturizezi, crești în cunoașterea lui Dumnezeu și înveți cum să umbli. Deci nu confunda dragostea din tâi cu sentimentele pe care le-ai simțit tu la început sau cu prezența puternică a lui Dumnezeu pe care o simțeai la început. Nu ai dragostea din tâi despre care vorbește Domnul Isus. Ăla a fost timpul copilăriei tale. Nu o să mai ai parte de el niciodată. Ai crescut, nu mai ești copil. Nu înseamnă că nu o să mai simți prezența lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu o să mai plângi, dar nu așa ca la început, cum tânjești și ți-ai dorit tu poate acum, să mai fii iarăși copil. Nu se mai poate. Nu o să mai fii în copii niciodată. Ești născut din nou o singură dată. Ești bebeluș, ești purtat pe brațe, apoi ești luat de mânuță și ți se dă drumul. Hai! Umblă! Înveți să umbli prin credință cu Dumnezeul tău. Nu prin sentimente, că trebuie să simți tu ceva neapărat, că trebuie să plângi tu neapărat. Nu, de ce să te forțezi să plângi? Unii poate se forțează să plângă. Li se pare că ai rugăciune adevărată. Nu. Fii tu, fii natural. Dacă nu-ți vine să plângi, nu plângi. Da? Nu trebuie să te forțezi sau să fii trist. O, oh, n-am plâns la rugăciune, înseamnă că nu m-am rugat cu adevărat. Nu. Tu păzește-te doar să nu fii formal. Să ai o dragoste formală. Să te fi îndepărtat de faptele din tâi încearcă să fii primul în fapte bune. Mereu. Și asta e dragostea din tâi la care se referă Domnul Isus. Dacă te-ai depărtat și nu mai faci fapte bune, pe care le făceai odată, întoarce-te la ele. Pocăiește-te. Dar dacă tu ai continuat să faci faptele astea bune, cu iubești Scriptura tot mai mult, îți iubești frații tot mai mult, îl iubești pe Dumnezeu tot mai mult, ai crescut în cunoașterea lui Hristos, îl iubești pe Hristos tot mai mult, iubești adunarea, te duci cu bucurie la adunare. Cum să spui că ți-ai pierdut dragostea din tâi? Nu, te-ai maturizat. Te-ai maturizat, copile. Ai crescut. Nu ai ajuns la o maturizare completă, bineînțeles, da? Ai crescut și încă crești. Dar înapoi nu mai ai cum să te întorci. Deci nu mai stai stresat frustrat. Aoleu, de ce nu mai simt prezența lui Dumnezeu ca la început? Aoleu, de ce nu mai plâng ca la început? Nu o să mai fie niciodată ca la început. Te-ai maturizat copiii, ai crescut. Slavă Domnului, dă slavă Domnului pentru asta. Și umblă prin credință cu Dumnezeul tău. Și fi mereu primul în fapte bune. Dacă nu mai faci fapte bune, fapte ale dragostei, fapte prin care se vede dragostea ta, care îți manifesti dragostea, prin care Tatăl e proslăvit. Astea sunt roadele bune prin care Tatăl e proslăvit. Și Domnul Iisus e proslăvit. Dacă nu le mai faci tu, ți-ai pierdut scopul, tu nu mai ești sare și lumină pe pământ aici. Acolo e problema gravă. Dar dacă tu faci lucrurile astea și dacă tu cu adevărat îl iubești pe Dumnezeu, pe Hristos, cuvântul Lui, frații, cum poți să te gândești că ți-ai pierdut dragostea din tâi? Te-ai maturizat copil. Te-ai maturizat. Da, cu toții ne-am dorit să mai fim iarăși copii. Nu o să mai fim niciodată.